Ce ați văzut? Fum. Cred că motorul e încins și de-aia este. V-ați speriat? A schimbat pompierii? Da, da. Acest bărbat a ajuns de râsul locuitorilor din cartierul Trivale din Pitești după ce a pus pe jar autoritățile. Toată lumea a explicat că mașina parcată nu are nimic, dar el a chemat pompierii. El este abur, domne, cred că îi pică undeva ulei și care și apament. Nu are cum să ia foc, trebuie să te gândești mătă. Nu are cum să ia foc. Și oamenii ăștia pe drum. Într-un final, proprietarul a ajuns la mașina înmatriculată în Luxemburg și totul s-a dovedit a fi un foc de paie. Autoturismul mult prea sofisticat pentru ce văzuse omul până acum emana abur de la lichidul de răcire. Nu, motorul cadă, știu, dar hai să ne uităm pentru siguranța noastră și plecăm. Ce, dacă s-a speriat lumea? Mai aveai un pic dacă nu eram eu aici și ți-o și spărgeau, băieți. E ok, da? Mulțumesc că s-a rugat. Cel care a sesizat incidentul a fost iertat de amendă și asta pentru că pompierii au considerat că gestul a fost făcut din prea mult spirit civic.